Salutare și bine te-am regăsit, sunt Mihai de la iTrade Hub și astăzi îți voi vorbi despre o lecție extrem de importantă pe care eu am învățat-o cu mult timp în urmă. Are mare legătură cu subiectul pe care l-am dat acestui video și anume primul câștigă și o să vedeți de ce. Însă vreau să spun că am ajuns sau mi-a venit ideea să fac acest video, deoarece am observat în ultima perioadă mulți traderi, unii dintre ei sunt și prezenți în online, dar unii sunt și studenți de-ai mei începători, mulți traderi care încarcă extrem de mult graficele. Pentru cei care nu au fost studenții mei și văd în online acest lucru, bănuiesc că nu au avut un mentor sau un coach sau nu au lucrat cu un trader profesionist care să le explice acest lucru și m-am gândit să le dau din experiența mea și ăsta este motivul. Nu mă aștept să-mi iau multe hate-uri în urma acestui video, însă eu sunt sincer și vorbesc din experiență și intenția mea este să ajut cu acest film. De asemenea, o să vă explic și de ce preview-ul acestui video, însă în preview-ul acestui video, este o imagine cu două mașini de curse care se întrec. Bineînțeles că este vorba despre indicatori și despre indicatori am să vă vorbesc. În primul și în primul rând, observația este că traderii începători încarcă foarte mult graficele, da? Folosesc 3-4 indicatori pe grafic, folosesc multe linii de nivel, multe linii de trend și în acest mod ascund de fapt lucrul cel mai important și anume graficul. Prin urmare, recomandarea mea este să folosiți 1, maxim 2 indicatori, câteva linii de nivel care ar fi relevante pentru scenariul pe care vi-l propuneți, o linie de trend, maxim 2, care să arate un eventual canal de oscilație. Atât, nimic mai mult. Despre indicatori, ce vreau să vă spun? Și atunci o să vedeți și legătura cu titlul și cu imaginea din preview-ul acestui video. Despre indicatori vreau să vă spun că ei reprezintă vizual, grafic, o ecuație matematică. O ecuație matematică a ceea ce s-a întâmplat deja. Prin urmare, indicatorii nu arată ceva bun sau ceva rău, nu arată bine sau nebine. Ei arată ceea ce sunt pus să arate, dar arată ceea ce s-a întâmplat deja și nu arată ce se va întâmpla. Este un lucru foarte important. Prin urmare, ia decizia de a tranzacționa înaintea indicatorului tău. Ești la întrecere cu indicatorii pe care îi folosești. Și am să repet. Primul dintre tine și indicator va câștiga. Cine este primul va câștiga. Dacă tu vei fi înaintea indicatorului, vei câștiga și vei fi profitabil. Și mă repet, dacă tu vei fi înaintea indicatorului, vei face profit. Și acesta este motivul pentru care i-am dat acestui video acest titlu. Primul câștigă. Acum, care va fi primul între tine și indicatorul pe care sau indicatorii pe care îi folosești? Care dintre strategiile pe care tu ți le-ai propus sau scenariile pe care ți le-ai propus se vor adeveri? Asta numai indicatorul o să îți arate. Practic, indicatorul îți va valida sau nu decizia pe care ai luat-o în tranzacționare.
Am să vă dau un exemplu. În momentul de față suntem în data de 5 iulie 2021, suntem pe graficul crude oil și am să scot tot, și indicator, și linii de trend, și de nivel, ca să vedeți efectiv ce este mai important, și anume prețul. Și dacă vei folosi o linie de nivel, o linie de trend și un indicator, vei putea să faci doar cu aceste trei elemente un scenariu cu o probabilitate foarte mare. Eu personal, pe petrol mă pregătesc de short, mă pregătesc de un sell și am să vi-l arăt imediat. Este estimativ, iar eu vă aștept cu comentarii legate de ce credeți că eu mă aștept la un short sau la un sell pe petrol, și am să vă răspund cu încredere, cu toată experiența mea și analiza pe care eu am făcut-o pentru a ajunge la această decizie sau ajunge la scenariul de sell pe petrol. Până atunci, vă urez tranzacții fericite și să ne revedem la analizele următoare. Numai bine!